Abia acum îmi dau seama, odată cu trecerea timpului și anilor, de faptul că Galațiul ăsta a avut niște oameni de calibru, niște oameni grei. Printre ei fiind și Eugen Durbacă. Cei care în majoritatea cazurilor îl înjurau pentru că prin natura lui era un tip incomod și știa să-și facă socotel la modul la care îi fenta pe ăștia. Îi fenta pentru că poate erau păcălici, poate erau niște butaforii, poate erau neputincioși, poate ticăloși, poate nu se pliau cu socotelele lui. Cert este că Eugen Durbacă a avut la nivel local, provincial, în sudul Moldovei și la Dunărea de Jos, un calibru pe care ceilalți din vecinătate nu l-au avut. Un tip greu, poate și datorită faptului că el putea să se facă distins și datorită faptului că în zona au mai existat personalități, date fiind marile obiective industriale care au existat aici, pe măsura acestor obiective au fost și oameni care au avut calibrul ca atare. Mă refer la directorii despre care vorbesc, de directori din șantier, din combinat, din Avrom, din regionala de Căi Ferate, oameni de calibru, profesioniști, pregătiți și cu un ascendent moral și uman, profesional, față de oameni. Pentru că atunci erau mari colective de oameni, iar marile astea colective de oameni puteau fi conduse dacă existau niște oameni cu un profil corespunzător. Ei bine, Eugen Durbacă care a reușit să catalizeze în Galați la maniera la care oricum nu-l avantaja și nu era în situația în care să-l sprijine climatul legal, un corpus de oameni care la un moment dat, de fapt, cred că este cam primul partid regional din România. De ce? Oamenii ăștia nu agreau nici cu formele de bisericuță din cadrul PNL-ului, nici cu formele de obediență și de mandarinism din cadrul PSD-ului. Să înțelegem lucrurile ca atare, inclusiv acum. Orașul ăsta este îngropat în Galați, dar mai datorită PSD-ului. Liderii de aici au fost totdeauna aroganți și mandarini. De ce? Pentru că prin excelență ei nu au apărut de pe stradă, nu au fost aleși de oameni. Ei au fost impuși de anumite structuri și interese. Lucruri care au fost urzite foarte bine și foarte calificate la București, în virtutea cărora interesele celor de acolo erau avantajate, iar aici ceilalți care se ridicau pe plan local pierdeau, erau năruiți sau cu timpul chiar au fost exterminați. Altfel nu se poate explica epidemia de cancere pe care a colectat-o marea majoritate a oamenilor care au fost în primul val de afaceri și care, dacă nu sunt morți, sunt foarte bolnavi și sunt pe cale de dispariție. Ei au fost ajutați și de serviciile secrete și, dacă nu iradiați, cu siguranță că au fost contaminați cu diferite lucruri care, practic, i-a dus la sfârșire, la pieire. Iar de chestia asta, cu siguranță că Bucureștiul a știut tot timpul. Mărturia faptului este că odată cu schimbarea lui Ion Iliescu din PSD, la Galați s-a dat iar tonul schimbării și atunci Marele Sanator Plătică, atât cât era el de faraon și de puternic și de-a toate îngăduitor și om popular, a devenit un nimeni lucrat de o nouă structură care l-a vărsat efectiv, standardul purtându-l Dumitru Nicolae, asezonat de Miron Mitrea și susținuți inteligent, firește așa cum este bine omului deștept, de Dan Nica. Lucrurile care au mers de aici mai departe au fost tot la modul la care au fost orchestrate și susținute de București. Și în tot concertul ăsta, Eugen Durbacă a știut să facă față și să stea în picioare, nu la modul la care să fie ostil, exact cum se practică astăzi puterea și opoziția. Opoziția practic nu este o opoziție de natură politică, este o ostilitate de natură politică. Este o ostilitate de natura apartenenței. Și ostilitatea asta se vede din mesaje, de la faptul că Ludovic Orban recomandă să iasă cu barda, de la cum au ajuns ceilalți să poarte mesaje fascistoide, lucruri care nu fac decât să îmbrățișeze și mai tare PSD-ul, o întreagă structură de oameni care sunt rătăciți și alarmați, ajungându-se în situația similară perioadei alegerilor prezidențiale, când Ion Iliescu urma să fie ales în detrimentul lui Cornel Vadim Tudor. Gândiți-vă în ce situație politică la nivel experiențial reușim să trăim în perioada asta și implicit ce consecințe catastrofale economice. Și atunci, iar revin la faptul că Eugen Durbacă a fost un profil interesant, bonapartist, napoleonic, la modul la care el a reușit la Dunărea de Jos să-și construiască un partid, să-l pună sub aripa protectoare, pentru că a fost o aripă protectoare a umanismului, care a administrat foarte bine o industrie media și o televiziune, și creându-și în felul ăsta o formă de protecție și, hai să spunem, un stăvilar față de armata de oponenți pe care o ridica PSD-ul în teritoriu, cât și la nivel local. Dar ceea ce este interesant este că în toate cazurile și totdeauna, Eugen Durbacă a știut să manevreze un lucru grozav. S-a chemat oamenii. Pentru că el a reușit să-i înflăcăreze,
să găsească acele mijloace și modalități prin care să fie alături de femei și de organizația de femei pe care l-a construit-o și, culmea, să-și tragă aproape tineri și să găsească modalități de finanțare a structurii mari pe care a avut-o, tocmai în maniera la care cred că lucrurile astea l-au adus să devină și popular și interesant. Pentru a-și păstra însă cota și a-și menține și ideea și în același timp, făcând parte din mentalitatea generației lui din epocă, el a uneltit, a urzit și a construit ceea ce se cheamă actele lui de interese, pe care nu sunt eu în măsură nici să le discut, nici să le pun în măsură ilegală sau să le aduc sub o lumină condamnabilă. Dar este încă o dată de subliniat că Galațiul în continuare este în situația de a trăi consecințele luptelor de acum 30 de ani dintre PSD și Eugen Durbacă, el demonstrând de-a lungul timpului o forță și o figoare excepțională, impresionantă, a ajuns la o anumită vârstă la care biologicul îl trădează, este și firesc, suntem din carne cu toții, dar în toată această perioadă a reușit să strângă și să crească lângă el oameni care n-aveau contur și i-a transformat, oameni care n-aveau vertebre și i-a coagulat, fularuri pe care le-a devenit odată coroană vertebrală, indivizi șterși și anonimi care au devenit oameni care astăzi au cel puțin orgolii și mai îngaimă ceva pentru că au fost alfabetizați, nu totdeauna în chip fericit, de Eugen Durbacă. Sunt lucruri extraordinare asupra cărora trebuie reflectat, iar cei care rămânem, trăim sau am fost pe aici și suntem încă pe aici, ar trebui să înțelegem că ele s-au desfășurat poate și prin participarea noastră, și prin pasivitatea noastră, și prin actul nostru de absurd, și prin actul nostru de exaltare. Toate însă ar trebui în continuare să ne demonstreze că suntem, în special noi, atinși de spiritul Dunării, suntem aparte, suntem noi înșine, n-ar trebui să ne fie nici rușine și în niciun caz să abandonăm. Ar trebui în continuare să facem un lucru înțelept și plin de curățenie, de puritate. Să visăm îndrăzneți!